Ia zi, omule, cine ești? Vorbești cu tiranul celor patru colțuri, antagonistul din Valahia, venit din țara războaielor eterne, Iorgu Agresor. Să-mi fac un expreso? Hai să mai fac un expreso. Vreți un expreso sau ceva, dar cred că pot să fac doar două, trei shoturi deodată. Nu, no, mersi. Pe vreunde voi o cafea? Eu cred că vreau. A, perfect. Ah, sunt la... Da. O să faceți cascadorii râsului în pula mea, dau cafea pe jos să... Messi, Messi, Messi. Okay, we'll stop there. Circle lock up again, this time I want you to put him in hold. 40 squats, 40 lines, 40 sit-ups, 40 jumping jacks, and 30 squats. Yeah, I know this. Your chest to try and get out of it, because right now there's no pressure out here. The pressure is from there. You might try and get my elbow. Oh, there. He's released the pressure from there. You could possibly go somewhere, but I can try and get back on. Okay? So, Paddy, do you want to send him off and whip him? Send him off and close him. Come on, kick those hips up. Okay. You ready to try that, lad? No, buddy, you're just jumping. Stay there. I'm filming this on my phone for you. Care e faza cu cărțile? Just so you can see what it looks like. Fiecare dintre cărțile astea reprezintă un exercițiu și un număr. Hold on a sec. Și un număr de repetări. Și trec printr-un pachet de cărți. Absolutely not. Okay? So, what you're looking for... There you go. Again, it's going around the side of him like a hug. Aveam o trupă când eram în liceu și după aia ulterior am avut-o și la facultate. O trupă de punk anonimă, mascată, sub numele Fuck You Dracu. Asta-s eu. Și mai băgam show-uri și la un moment dat, la concert, a venit și Iorgu. Ei vreau să fac un sport de wrestling. Aveau doi oameni plantați în public. La un moment dat am chemat pe niște lume pe scenă să se urce. Și după aia când să plece, unul din ei a rămas pe scenă. Și eu eram gen, hai bă, dă-te jos, haide, hai, dă-te pe jos. Și au apărut Iorgu și cu mașinăria lor. Și s-a speriat lumea de la bar, ce se întâmplă? Chiamam poliția. Și la final a venit Iorgu pe scenă și a cântat Iorgu și cu Fate Dracu un cover după ei de-al camp. Throwing cars at people on home with your boots.
pentru mine, pe lângă un sport și o activitate fizică, și îi zic un sport pentru că este ceva dificil fizic și doare și în niciun caz nu e pentru oricine, dar în același timp o consider că e un outlet și o supapă artistică. Consider că mulți oameni au nevoie de o supapă și un mediu de a își da drumul la anumite instincte artistice. Pentru unii muzica, pictura, habar n-am, freestyle-ul, poezia postmodernă, orice. Și dacă nu ai ceva de genul și nu ai o activitate de genul, nu te simți bine, știi? Mă rog, la dormitorul aici, filmezi acolo, asta e camera mea de muzică, gen de player-ul, aici am sistem audio, colecția de discuri, CD-uri, casete, whatever. Fago. Ia bă, Nightmare e chiar și prima, după side-seeder, o variantă de demo. Poți să-mi aduci și beanbag-ul ăla, eventual, ca să gen pun discul și mă așez în curs și după bine. De-aia floarea aia de pe pick-up. Lasă-mă că e mai romantic așa. Un suflet sensibil. At his head, he needs to duck under. If he doesn't duck under, hit him in the fucking face. Okay? Okay. Good. Okay. So don't, the worst thing you can do is if you know someone's ducking something, trying to be helpful by throwing a windmill like this. You aim for the face, and it's his responsibility to get under it. But if he doesn't, and you hit him in the face, then you've done the right thing. By throwing a windmill up like this, you're telling everybody that what we're doing is bullshit. Aim for the face. Yeah. So, one last time. Okay, Vlad. End of the line. Când am făcut 2 ani de când am intrat prima oară în ringul de wrestling, a trebuit să imortalizez simbolul lui Iorgu Agresor. Chiar și dacă n-aș mai fi fost Iorgu Agresor, ceea ce puțin probabil ar fi rămas o amintire consemnată. Asta e de când am murit și am fost pe targa de autopsie. Pe bune? Da, de când am murit, vezi, sunt cusut. Este o ilustrație medievală. E demonul Belzebub. Musca aducătoare de ciumă. Mai relevant azi decât atunci când l-am făcut. Datorită situațiilor și restricțiilor legale din momentul filmării documentarului ăstuia, n-am mai luat parte la un show de foarte mult timp și pot să zic că deodată simt aproape un sevraj, că mi-e dor de ring, că mi-e dor să să împart durere și teroare în toți cei care au avut ghinionul de a se nimeri între cele 4 colțuri cu mine. Yeah. Right now I've been open for 4 months this year. Not even that, three months. And of that 3 months, I've had maybe 2 or 3 students who've actually, you know, been able to come to trainings. You know, people are concerned about COVID now. People can't come because they're not vaccinated and stuff like that. So I'm in the unfortunate situation that wrestling's so niche in Romania.
there is no history, there is not a big fan base for it, that I kind of have to take anyone I can get. And, you know, the idea being, if we keep going and keep going, eventually I'll get a team of people who I can trust and can depend on, and we can build from there. But that's where I am just now. I'm just having to keep hoping. Ce cu cupele alea de acum? Cupele alea două? Aha. După ce am avut primul meu meci de wrestling și a fost sfârșit de an, am părțit-o în niște mici premii și achievement-uri și cupa aia mică a fost pentru Most Promising Prospect dintre cei de la antrenamentul de wrestling de atunci. Apoi am luat-o pe aia mare pentru campionatul RWA. Mm. Aia e evoluția. De ce n-ați avea de-astea curele sau centuri sau cum se face în afară? Bă, nu știu, probabil pentru că de obicei centura e ceva pentru care se luptă super des și care se schimbă des și văd în vedere că nu au fost atât de des lupte și defending of the belt, probabil de aia, dar cum am zis. Dacă ar fi fost o centură, aș fi câștigat-o. Până atunci am cupele. Era cel mai distractiv sport pentru mine de care puteam să mă apuc. Nu, ce aș fi vrut să zic, cel mai distractiv hobby, dar e mai mult decât un hobby, o pasiune. Nu, mulți oameni au hobby-uri, dar nu își scufundă atât de mult fizic și ca timp în chestia asta. Foarte mulți wrestleri care fac asta își dedică tot timpul și pe zero bani în pula lor, pentru că mulți e addictiv. Crowd-ul, adrenalina, chestiile astea, zic din propria experiență că e cel mai bun drog ever și am încercat câteva. M-am văzut randomly sau mi-a trimis cineva evenimentul pe Facebook și m-am uitat la niște videouri și videouri mi le spăreau puțin hokey, dar am zis, fuck, this is the most fun shit ever. Mi-am luat niște beri și m-am dus acolo în public și m-am distrat de m-am căcat pe mine. Și după show de wrestling m-am dus la Tom și i-am zis că I want to join. Când încep antrenamentele, mai făcusem și alte arte marțiale înainte și astea. M-am obișnuit cu bumpurile. Pro wrestling-ul e mai tough decât o artă marțială convențională. Nu pentru că în artă marțială te bați pe bune, dar meciurile în care te bați pe bune sunt mai rare. Trebuie să fii și iubit of a nerd să te bagi la chestia da, asta. Asta da, absolut, da, mai ales în ziua de azi. Și asta e problema, că aia care sunt specimene fizice nu au genul de dragoste și pasiune de nerdy și pentru wrestling care să-i facă să aleagă antrenamentul ăsta. Iar aia care sunt nerd și pasionați de wrestling, vin la antrenament și îți dau seama că de fapt doare în pula mea și că nu e joacă de copii. Ce ai de zis oamenilor care vin să-și bată joc? Îi aștept cu brațele deschise. Mai sunt bolnavi. Și îi apreciez oricând pe cineva care vine să-și bată joc de ceva în persoană. Și cu de jos. Au fost foarte multe persoane, printre care probabil câțiva din această cameră, care au văzut flyerele de wrestling și au zis, uite căcatul ăsta fals, uite căcatul ăsta fake, hai să mergem să râdem, să ne batem joc. Genial! Trebuie să vedem spectacolul ăsta. Și odată ce au ajuns acolo...
S-au distrat super tare și au venit la show-uri din nou și din nou și din nou. Dacă vă permite timpul și nu aveți ce face, mergeți și încercați fel și fel de spectacole. Odată pentru că s-ar putea să vă placă. Și doi la mână, probabil și mai important. Sunt prea multe spectacole în care în public este doar cercul mic al artiștilor respectiv, care sunt acolo doar să pupe în cur și să creeze o bulă de susținere reciprocă. Și mașinările au câștigat meciul! Poate puteți să contribuiți a strica bulele de susținere reciprocă. Eu mă hrănesc cu tot felul de reacții din partea publicului. Fie că sunt aplauze sau indignare sau huituieli sau ironii. Cel mai important este să miști publicul. Și cel mai grav este să îl lași indiferent. Eu zic că asta e. Adică... Cut.